Tratamentul fără interferon pentru bolnavii de ciroză hepatică este din ce în ce mai solicitat la Iași. Doar anul acesta au fost aprobate 636 de dosare de către Comisia de Experți de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar 225 dintre pacienți au încheiat tratamentul. Acesta este unul revoluționar și poate fi urmat atât de pacienții care prezintă forme avansate ale bolii, cât și de către cei care sunt într-o fază incipientă a hepatitei de tip C. Programul derulat prin Casa de Asigurări și ACNF prin tratamentul hepatitei virale cronice C și al cirozei hepatice compensate, cunoscut fiind tratamentul cu interferon free. Este un tratament revoluționar la nivelul acestui tip de diagnostic. Dacă, eu știu, anul trecut, la începutul anului, foarte mulți dintre dumneavoastră erau sceptici în ceea ce însemna derularea acestui program, ne aflăm în prezent, în luna august, să vă putem prezenta niște date destul de relevante în ceea ce înseamnă acest tratament.